De azi vom oferi episoadele complete din Juvaierul Palatului și Hercai abonaților noștri fideli. Dacă vreți să vedeți episoadele întregi, trebuie să vă abonați la cele două canale din descriere și să comentați la un video de pe canalele respective cu Hercai sau Juvaier, depinde din ce seriale vreți să vedeți episoadele. Juvaierul Palatului, episodul 17. Jeumyung îl surprinde pe Junho căutând o pensulă și își amintește că o întrebase pe Jang Jeum dacă mai folosește pensula veche pe care o avea. Când își dă seama că Junho dorea să cumpere o pensulă pentru Jang Jeum, pleacă la râu să își nece tristețea. Junho îi oferă lui Jang Jeum noua pensulă, spunându-i că era o pensulă veche, pe care el nu o mai folosește. Ultima etapă a competiției constă în gătirea fructelor de mare proaspete, o sarcină deloc ușoară, datorită dificultății procurării fructelor de mare proaspete în extrasezon. Doamna Jo dă ultima suflare, iar Jang Jeum se întoarce la bucătăria regală. La palat are loc o investigație în cazul unui fugar care se ascunsese în camerele doamnei Choi. Doamna Jung poruncește rearanjarea camerei doamnei Chai, înainte de întoarcerea acesteia, moment în care este găsită cartea cu rețete, care ar fi trebuit să se afle de drept în posesia primei doamne a bucătăriilor regale, actualmente doamna Jung. Această descoperire o înfurie pe doamna Jung, însă decide să păstreze tăcerea până la terminarea competiției. Doamna Choi își dă seama că prima doamnă Jung știe de jocul de culise pe care încercase să-l facă și încearca să-și îndrepte greșeala în fața doamnei Jung. Doamna Jaejo însă își dă seama de riscul la care o expunea pe protejata sa doamna Choi și planuiește o modalitate de a o împiedica pe doamna Jung să mai apară la competiția care avea să se desfășoare a doua zi. Cum la palat circulă un virus de gripă și primul ministru dăduse ordin ca cei care sufereau de acest virus să părăsească palatul, Jaejo vede în acest ordin ocazia perfectă de a scăpa de doamna Jung. Astfel, ea o informează pe regină că doamna Jung este afectată de acest virus și că trebuie escortată în afara palatului chiar în noaptea respectivă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere și lăsați comentarii acolo pentru a vedea episoadele complete înainte de difuzare.